Clubul sportiv Școala Reghin și FCM Avântul Reghin vă invită la cea de-a treia ediție a turneului de fotbal Cupa Municipiului Reghin. Competiția se va desfășura în sala de sport din Parcul Tineretului, precum și în sala de sport a gimnaziului Florea Bogdan în perioada 20-21 februarie 2010. Echipele participante sunt următoarele: CSS Reghin, Avântul Reghin, Kinder St. George de Mureș, FCM Târgu Mureș, Unirea Ungheni, Știința Toplița, U Cluj, Mara 2010 Baia Mare, FCM Odorheiu Secuiesc, Viitorul Sfântul Gheorghe, Olimpia Târgu Mureș. Premiile constau în cupe, diplome pentru locurile 1-3 și premii speciale. Scopul turneului este acela de popularizare a fotbalului pentru copii, asigurarea competițiilor de fotbal pentru copii, precum și formarea și menținerea legăturilor prietenești și sportive. Episcopul Europei de Nord și al Canadei, Preasfințitul Macarie, se va afla vineri la Reghin. Protopopiatul ortodox din Reghin a anunțat că slujba deniei de seară de la orele 17 de la Biserica Înălțarea Domnului va fi oficiată de un sobor de preoți, printre care se va afla și înaltul prelat. Episcopul Macarie va transmite un cuvânt de învățătură tuturor credincioșilor care vor opta să participe la slujba oficiată vineri după amiază în biserica din centrul orașului.